Radu de la Afomați. Moartea lui Nagoie Basarab a fost semnalul unor lupte îndărjite pentru domnia țării românești. Urmașul și fiul său, Teodosie, era nevârstnic și bolnăvicios. Regența o aveau doamna Elena și cumnatul ei, banul Preda Craiovescul, fiul lui Barbu. De această situație s-au folosit pretendenții la tron. Pribegii din Moldova, împreună cu locuitorii din părțile Buzăului, l-au ridicat pe Dragomir Călugărul, ascendența lui nu o cunoaștem, și, punându-i numele de Vlad Voievod, au pornit împotriva lui Teodosie. Lupta s-a dat la Târgoviște până a nu sosi Mehmet, begul dunărean care fusese chemat în ajutor. Biruința rămăsese de partea pretendentului. Preda căzu pe câmpul de bătălie. Îndată însă își făcu apariția și Mehmet și de data aceasta soarta armelor se schimbă. Învins și făcut prizonier, Vlad Voievod fu trecut peste Dunăre. Aici, în urma stăruinței comisului Bădica, unchiul lui Teodosie din neamul craioveștilor, i se tăie capul. Buzoienii fură și ei prădați de armata turcească, pentru sprijinul pe care îl dăduseră celui ucis. Cu aceasta însă, lucrurile nu se liniștiră. În ianuarie 1522 se ridică un nou pretendent, Radu, fiul nelegitim al lui Radu cel Mare. El își avea așezarea în satul Afomați, din Ilfov, de aceea i s-a zis și Radu de la Afomați. Mehmet veni din nou în ajutorul lui Teodosie și se dădură o serie întreagă de lupte cu rezultat schimbător. La Gubavi și la Ștefeni, pe Neajlov, birui Radu. Avem acte interne de la el în februarie 1522. La Clejani însă fu învins și, după alte câteva ciocniri, silit să treacă în aprilie peste munți, la Brașov. Mehmet ar fi trebuit acum, odată ordinea restabilită, să se retragă. El însă se gândi în calitatea sa, reală sau atribuită de descendent din Basarabi, să păstreze pentru sine tronul. Trimise deci la Constantinopol pe slăbănogul Teodosie și el își așeză slujbași, adică subalterni administratori, pentru toate orașele și pentru toate satele. Primejdea era mare. Țara putea deveni pașalâc, ca și Bulgaria, Serbia și Grecia. Cronica adaugă chiar că de la Constantinopol i se deduse domnia în urma unei cereri pe care o făcuse. Dacă planul lui Mehmet n-a izbutit, aceasta se datorează perseverenței și vitejiei lui Radu de la Afumați. Strângându-și din nou oastea în Ardeal și ajutat de voievodul Ioan Zapolia, el coboară în iunie în țară și înfrânge armata turcească la satul Grumazi, într-o luptă care a ținut ziua întreagă. Urmărind pe cei bătuți, ajunse până la Nicopole și Șiștov, unde a avut de asemenea ciocniri. Peste o lună numai, în iulie, Mehmet trecea însă iarăși pe țărmul stâng și, de data aceasta fiind victorios, obliga pentru a doua oară pe Radu să se retragă în Ardeal. August 1522. Acum se pare că a avut loc lupta de la cetatea Poenarilor, cu țăranii. Zapolia interveni din nou, coborând chiar el cu armata în țara românească și tronul fu redobândit în octombrie. Urmează apoi câteva luni de liniște până în februarie 1523, când Radu trebuie să se războiască iar cu turcii, alături de care se aflau și craioveștii în frunte cu comisul Bădica. Învins pentru moment, domnul se întoarce și izbutește să respingă pe vrăjmași. În aprilie 1523 găsim acte interne de ale lui. Un lucru însă apărea evident, anume că domnia nu se putea păstra decât cu asentimentul turcilor și având concursul puternicei familii boierești de peste Olt. Radu se hotărâ deci să-și tocmească mai întâi treburile la poartă. Se începură tratativele,
Ele păreau că vor avea un sfârșit fericit. La un moment dat, succesul a fost chiar anunțat la Brașov. Când, în urma opoziției lui Mehmet, tronul a fost dat unui al treilea, lui Vladislav, nepotul lui Vladislav al doilea, 1447-1456. Noul domn a avut la început sprijinul craioveștilor, în iulie 1523. Puțin timp însă după aceea se ajunge la conflict. În septembrie, pârvul Banul nu mai e în divan. În noiembrie, spre sfârșitul lunii, răsculații izbutesc să înlăture pe Vladislav și să așeze pe ruda lor, comisul Bădica. La 30 noiembrie, acesta era în scaun. La 19 ianuarie 1524 scrie brașovenilor, arătându-le împrejurările în care izbutise să ia domnia. Vladislav, spune el, începând să omoare pe boierii de frunte și bătrânii ai țării românești, aceștia prea bine au cunoscut că le este vrăjmaș tuturor și că are de gând să le piardă capetele. De aceea ei n-au vrut nici de cum să se lase și, primindu-mă pe mine să le fiu lor domn, m-am așezat în scaunul părintelui meu. Bădica era într-adevăr fiu nelegitim al lui Radu cel Mare și văr primar cu Neagoe Basarab. Domnia lui însă a ținut foarte puțin. Turcii se prefăcură că-l confirmă și trimiseră steagul printr-un detașament de vreo 300 de oameni. Când Bădica le ieși înainte bucuros ca să-i primească, ei îi tăieră capul. Aceea soartă avură și boierii care îl întovărășeau, ianuarie 1524. Radu de la Afumați, care tocmai pornise împotriva noului domn, se folosiră de aceeași împrejurare și ocupă scaunul. Anunțând brașovenilor printr-o scrisoare cele petrecute, el adaugă: iar turcii, de îndată ce au tăiat pe Bădica și pe boieri, s-au întors îndărât la Giurgiu și au trimis capul lui și alte două capete la poartă. Iar trupul lui Bădica l-am luat domnia mea însumi și m-am dus domnia mea la mănăstirea dealului și l-am îngropat acolo. Vladislav însă nu înțelegea să renunțe la tronul pe care l-avusese. De aceea, ajutat de turci și adăugându-se și sprijinul craioveștilor, pe care și apropiase din nou, pornește împotriva lui Radu. În mai 1524, acesta stăpânea încă. În iunie, el trebuie să se retragă în fața adversarului său. Se vede însă că Vladislav nu putuse uita rolul jucat de craiovești în răscoala lui Bădica. De aceea, cu tot sprijinul pe care îl dăduseră acum în urmă, el înlocuiește îndregătoria de mare ban pe pârvu, printr-un anume Tatul. Puternicii și ambițioși boieri de peste Olt nu acceptară însă o asemenea umilire și, drept răspuns, trecură de partea lui Radu de la Afumați. Avându-i alături, acesta izbuti să înlăture pe Vladislav prin lupta de la Diedrich, septembrie 1524. Noile tratative cu turcii fură încununate de succes. E adevărat că, pentru a ajunge aici, Radu a trebuit să se ducă el însuși la poartă și că a avut și sprijinul prețios al sanjacului din Belgrad. La 1 februarie 1525, reîntors în țară, domnul putea anunța brașovenilor că își întocmise treburile la Constantinopol. Era, în fond, o înfrângere pentru acela care timp de ani de zile luptase contra turcilor. Experiența îi arătase însă că nu se putea altfel. Boierii, ne spune cronica, ajunseseră la aceeași concluzie. Fiind puțini și țara mică, nu vor putea să se tot bată cu un împărat care au luat și au cuprins atâtea țări și are mulțime de oameni. Că aveau dreptate în acest raționament o va dovedi un an numai după aceea lupta de la Mohaci, 29 august 1526.
Ungurii, de altfel, nu fuseseră în stare să păstreze nici cetatea Severinului, care, în 1524, cade în mâna turcilor. Iar dacă ocupaseră în schimbul posesiunilor Ardelene, Vințul de Jos și Vurpărul, donate lui Radu, cetatea de la Poenarii, unde în 1524 și 1526 constatăm un pârcălab de al lor, făcuseră aceasta nu pentru a apăra țara românească, ci pentru a se apăra pe ei înșiși, pentru a priveghea mai bine drumurile care duceau peste munți. Așadar, Radu trebuie să se supună fatalității. Primi de la sultan steagul de domnie. În felul acesta însă, țara scapă de primejdia de a fi transformată în pașalâc, așa cum se va întâmpla ceva mai târziu cu mult mai puternica Ungarie. Cu toată întărirea turcească, anul 1525 nu fu însă un an liniștit pentru Radu. Vladislav izbuti să reocupe tronul timp de câteva luni. Avem hrisoave interne de la el, din mai și iunie. Acela din 10 iunie este dat din București. Apoi, un raport ardelean din 1 septembrie vorbește de un domnișor care a venit din Moldova cu vreo 2000 de oameni, dar care a fost bătut la Brăila, pierind înnecat. Nu știm din ce an este scrisoarea, datată 7 decembrie, prin care Radu comunică brașovenilor că s-a ridicat asupra lui un vrăjmaș în Mehedinți, vrăjmaș bătut însă și ucis de către banul Pârvu Craiovescu. S-ar putea să fie tot din 1525. În anii următori nu se mai constată alte încercări de ale domnișorilor. După atâtea frământări, Radu are parte, sub acest raport, și de un răstimp mai liniștit. Se produce însă, în curând, un conflict de altă natură. Murindu-i spre finele anului 1525, soția, fiica vornicului Vlaicul, el se căsătorește a doua oară, la sfârșitul lunii ianuarie 1526, cu Ruxandra, fiica cea mai mică a lui Nagoe Basarab. Devine astfel rudă cu puternica familie a craioveștilor, care va fi de acum în mod constant alături de domn. În același timp însă își atrage dușmânia lui Ștefăniță, domnul Moldovei, care o voia și el de soție, pe temeiul unei vechi făgăduieli a lui Neagoe, tot pe Ruxandra. Urmează de aici o primă expediție de răzbunare a lui Ștefăniță, o a doua, răspunsul lui Radu, și o a treia, replica celui din tâi, toate în cursul anului 1526. În aceeași vreme, sultanul Soliman Magnificul sfărâma la Mohaci nu numai armata, dar însuși statul ungar. La această luptă, cu consecințe hotărătoare pentru istoria Europei centrale și răsăritene, domnii noștri n-au participat. Recunoscut de turci și sprijinit de craiovești, Radu ar fi putut domni vreme îndelungată dacă nu cădea victima unui complot ticălos. Spre sfârșitul anului 1528, o sumă de boieri, în frunte cu Neagoe Vornicul și Drăgan Postelnicul, nemulțumiți probabil de influența puternicei familii de peste Olt, se ridică împotriva domnului. Acesta, surprins, neavând la îndemână oastea spre a li se opune, e nevoit să fugă. Se îndreaptă înspre partea de apus a țării, unde știa că va găsi ajutorul craioveștilor. Pe drum însă, boierii îl ajung la râmnicul Vâlcea și, nerespectând nici lăcașul dumnezeiesc în care Radu se refugiase, îl ucid în bisericuța de pe dealul Cetățuii, sub ochii îngroziți ai preotului. Aceeași soartă are și fiul său, Vlad. S-a întâmplat această mizerabilă crimă, unică prin împrejurările ei în istoria noastră, în ziua de 2 ianuarie 1529. Ea pune în lumină cea mai urâtă boierime munteană din acea vreme. Trupul lui Radu a fost dus apoi la mănăstirea din Curtea de Argeș. Deasupra mormântului său s-a așezat o lespede frumoasă de marmură, pe care viteazul voievod
e înfățișat călare cu buzduganul în mână și cu mantia fluturând. O lungă inscripție pomenește toate războaiele pe care le-a purtat. Primul fără indicarea localității, apoi la Gubavi, la satul Ștefeni, pe Neajlov, la Clejani, la Ciocănești, la cetatea București, la cetatea Târgoviștei, la râul Argeșel, la satul Plata, la Alimănești, pe Teleorman, cel mai iute și cel mai vârtos din toate războaiele, la Grumazi, cu 7 sanjacuri, la Nicopole, la Șiștov, la cetatea Poenari cu țăranii, la Gherghița, iar la București, la Oraș, la Slatina, la cetatea București cu Vladislav Voievod, la satul Rucăr, la Didrich. Numai puțin de 20 de lupte în 3 ani și ceva, dintre care multe victorioase. De aceea, un document de la Mihnea din 4 iunie 1588 îl numește cel viteaz. Dintre copiii lui, pomeniți în felul acesta într-un act din 17 aprilie 1523, cunoaștem sigur numai pe Vlad, care a avut același sfârșit năpraznic la Râmnicu Vâlcea. S-ar putea ca o scrisoare datată numai 17 decembrie, fără an, de la Radu Voievod, prin care acesta invită pe județul și pârgarii Brașovului la nunta prea iubitei sale fiice, să se refere tot la Radu de la Afumați. Știm doar din documentul de la Mihnea citat mai sus că a avut și două fete. Siguranță de plină însă n-avem în ce privește datarea scrisorii. Cunoaștem în schimb numele a doi frații săi, Cârstea, care a ocupat dregătoria de vistier, și Maican, pe aceea de spătar. În timpul lui Radu au ridicat jupân Manea, Marele Vornic și jupănița Vlădaia, biserica Sfântului Nicolae din Târgoviște, în anul 7036, 1527, 1528.